Florescu, uite acolo să despre palatul de ținut de omul cheie al pandemiei, Budeanca a luat foc. Ce avere are medicul colonel bugetar cu care se iubește Bârlădeanca? Iar liderii mondiali sunt amenințați pe capete cu cătușele. Vorbim despre arestarea lui Trump, a lui Putin și a fiului lui Biden. Analistul Valentin Stan are o intervenție de excepție și ne spune când și unde ar putea fi arestat Putin. Veți vedea și imagini de serii cu Macron acuzat de masculinitate toxică. Domnilor și domnilor, marele proiect al guvernului Ciolacu este ieftinirea mâncării pentru români. Ce prețuri ar urma să se reducă? Vă arătăm până când aflăm cum se va întâmpla minunea asta, dovadă jafului de la raft și cum sunt păcăliți românii. Cum au ajuns magazinele să facă profituri mai mari decât băncile, domnilor și domnilor. Iar Becali revine spectaculos și aruncă bomba, anunță că își face echipă de negri ortodoxi. Vă prezentez povestea românului care a uimit țara prin curaj, a salvat un om din flăcări când ceilalți stăteau și evident se uitau. Breaking news. Valeriu Gheorghiță, șeful vaccinării în timpul pandemiei, nu și-a depus declarația de avere, deși era obligat prin lege să o facă până la data de 15 iunie. Colonelul, director al spitalului SRI, filmat în vacanță în jacuzzi cu actrița Monica Bârlădeanu, și-a depus declarația de avere anul trecut. De acolo aflăm că are un adevărat palat, o locuință de peste 800 de metri pătrați și un teren de peste 1100 de metri pătrați, ca orice bugetar de altfel. El are și un credit de 120.000 de euro pe 5 ani, împrumut pentru care plătește aproximativ 2.000 de euro rată lunar din veniturile pe care le-a declarat colonelul anul trecut, ca anul ăsta, repet, de când e la SRI, nu mai servește declarații de avere. Câștigurile domniei sale oficiale erau în jur de 4.000 de euro pe lună, din care înțeleg că își permite să plătească 2.000 peste pentru palatul mai mare decât casa faimosului ministru Grindă, doamnelor și domnilor. Toți bugetarii ăștia sunt excedentari cu spațiul locativ. Iar Dana Budeanu reacționează în urma veștii că Monica Bârlădeanu trăiește o poveste de amor cu Valeriu Gheorghiță și îl învață pe acesta unde să umble ca să o țină bine pe doamna. Pe Monica foarte bine. Da? Eu vreau să anunț populația că vom fi răzbunați. Bă, ca să nu pățească rău. Așa. El trebuie să se uite la toate verdictele despre mafioți, ca să nu pățească rău de tot. Dar tot va păți. Tot va păți. Pentru că nu e pregătit. Nu e pregătit deloc, deloc, deloc. Uite, după astfel de experiențe, bărbații aleg altă cale. Nu că vom fi răzbunați. Nu eu, că eu n-am halit nimic de ce a spus el, dar, bă, toată populația va fi răzbunată. E o vorbă din aia, știi, că erau pisicile alea sau nu știu, nu că era Ton și Jerry. Mă, când băga peștele în gură, știi, și scotea doar scheletul. Acesta este domnul Gheorghiță. Dar știi ce? E frumos. Bă, din dragoste. Nu mai mergeți la bulgari, gen domnul Gheorghiță, adică dumneavoastră nu știți unde a fost Monica. Nu, eu nu dau din casă de la ea. Pentru că vreau ca el să pățească pe fiecare vertebră. Eu nu vreau să... eu vreau să las... să fie o surpriză, surpriză tot. Eu nu cred că există. Vremurile nu există să... nicio femeie care a fost pe Barosonelă și după aia visează să fie pe sărăcii. Păi el cum adică apare și ce face el? Ce îi oferă ei? Ce? Opoziție Bulgaria? Umblă la safe acolo unde ești tu, la cash. Du-te și rupe, că n-ai, nu există bulgari. În Bulgaria e prima întâlnire, aia în care, cum ar veni, ne pierde mințile puțin, așa doar el, și după aceea plecăm. Nu există, nu. Pe sărăcie nu se va sta niciodată. Păi cum să stai pe sărăcie? Mai stai și cu Gheorghiță. Se va trăi cu o pasiune intensă, da, din care va rămâne doar și respinării. Asta am spus, n-am spus nimic, ceea ce este ideal. Ascultă-mă, vezi că sunt unii care nu trăiesc nici măcar atât. DPDV, dragoste. Dar nu se poate în jacuzzi în Bulgaria. O bași pe Monica Bârlădeanu cu alți oameni în jacuzzi? Adică ce jacuzzi e ăla? Comun? Ce e aia? Un resort all inclusiv? O bași pe Monica? Hai mă, ce ai? Nu ai înțeles nimic înseamnă. Ai pierdut de fapt din start. Să fi luat vreo ciupercă. Nu, că este scupul la ciupercă. Safe-ul fi rămas în palatul la 200 de metri pătrați? Dumnezeu.
demențială, doamna Budeanu, dar vreau să vă declar... Da, o iubim și o apreciem. Dar vreau să vă declar de afera lui Gheorghiță după relație. Credeți că de jenă nu mai publică? Ce să mai publici tot? Dar stați un pic, da. Domnia sa n-ar trebui să fie penalizat, dar anii de ăștia că nu-și depune declarația de avere la timp? Depinde în ce sistem e, dacă e unde trebuie, nu-l penalizează nimeni. Cum adică, dacă domnul Helvi, slăvit fie numele vezi, își depune declarația de avere. Sistemul și DNA-ul te penalizează dacă ești în PSD, dacă ești în PNL, în USR, dacă ai ciordit la vaccinuri, dacă ai luat de 1 miliard de euro vaccinuri, nimeni, tată, nu. Dacă erai de la PSD, safe all off. V-ați dus în PSD că vă place riscul? Tot timpul mi-a plăcut riscul. Safe all off, rămas la 800 de metri. Norocul meu că nu pot să mă duc, nu pot să ofer chestia asta, că e pe mine și în șifonie. V-ați gândit că rămâneți ultimul. Deci, uite ce ai plăcea. Apropo de ce zicea Budeanca de desene animate și de tot, mă uitam la Cristescu, când curgeau, babu, Rădeanca, ba, nevasta lui Gheorghiță, ba, mă rog, așa. Uite, așa era ca pisicul ăla care stătea în corda. Nu vă puteți la mine, ține. La mine problema e că văd la televizor, că sărac și nu pot oferi chestii de astea, dar pot oferi dragoste. Da, bun, sunt convins că aveți un suflet mare. Nu mai că pe dragoste nu mai ține. Știți? Nu mai e pe... Nu, totul e pe interes în ziua de azi, domnul Cristescu. Domnul Harnașe, aveți o explicație. S-a dus zvonul. Dumneavoastră aveți o explicație de ce bugetarii ăștia, în primul rând, au un apetit pentru suprafețe locative excedentare, așa, toată lumea vrea de în mult, în mai mult, în nu știu ce. Și în al doilea rând, cum reușesc să facă față vicisitudinilor vieții? Ei trebuie să dau un exemplu. Să zic, uite cum veți ajunge și voi, dacă ne ascultați și ne votați și din 4-4 ani. Păi nu stați un pic, că Gheorghiță înțeleg că pălățuiul ăla de 800 de metri pătrați nu-l are de când era șef la pandemie. Dar nu ne-a învățat cum trebuie să ne vaccinăm, cum, în ce fel, de câte, de 50 de ori. Nu, dar cum a reușit dânsul înainte să pună bani pe bani ca să iasă lucrarea asta de 800 de metri? Probabil sau are un teren de 1100. A reușit, la București. O fi dat meditații pe undeva. A, și asta a fi după meditații? Probabil. Sau prin, cum era aia, vânzări succesive. Că mai era, erau două posibilități. Vânzări succesive, da. Probabil. Sau le-a combinat și meditații și cu... Dar v-ați gândit că Gheorghiță a pus ochii pe declarația de avere a lui Bărlădeanca? Zici tu? Păi. Nu pare omul. Păi cunoști dacă tu? Omul nu și-a mai depus-o, poate nu mai are ce să scrie. Dar tu cunoști vreun bărbat în viață care a reușit să o delapideze pe Bârlădeancă? N-am aflat. Nu s-a atât de experimentat ca voi în de-astea Moișo, care să facem, în și noi un post așa cu ușoare influențe tabloide, ca să zic așa. Trebuie să ne pricepem. Din tot ce am văzut noi așa pe palmares, până acum toți au ieșit curățați după relație. Ca scheletul, cum zice. Înseamnă că Monica Bârlădeanu... Și să facă bani. Colegul nostru de platou, e pe dragoste. Este un bun chirurg. E un bun chirurg, nu? Monica, cred că arde acum, e o chestie de intensitate, după care urmează... Da, stați un pic, domnul Dobrițoiu, noastră fuserăți ministrul al apărării. V-a trecut până ați avut vreodată... experiență de asta? V-a curățat cineva? V-a trecut o dată până cap să nu vă depuneți declarația de avere? Cum trebuie să vezi depuneți? Dar era obligat până lege. Păi și domnul Gheorghiță e obligat până lege, în toate calitățile domniei sale. Dar sunt unele excepții. Omul lucrează la SRI, la ochiul știi. Păi și Helvig lucrează la SRI. Acolo unde se împarte dreptatea, acolo unde se face, s-a făcut justiția și probabil că influențe mai sunt. Dar stați un pic. Șeful SRI își depune declarația de avere. Păi stai, șeful șeful. Da, domnule, dar omul e deprins cu activitatea științifică, care de condus un spital poate și n-a mai avut timp. Poate n-a terminat cu număratul. Mai așteptăm o două săptămâni. Dar știi că declarația de avere trebuie să o schimb de fiecare când intervine o modificare. Monica Bârlădeanu, foarte deșteaptă. S-a uitat în pandemie la televizor, l-a văzut. O știți de mică. Auziți și cu câte vaccinuri am cumpărat și-o fi zis că mai rămas ceva. Le-a luat Câțu, nu l-a luat Gheorghiță. Aici e neînțelegerea. Stai un pic că s-a împărțit. Ce s-a împărțit? Responsabilitatea în stat, nu? Da, bineînțeles. Așa, ziceți-mi cum e cu teoria. Deci Monica Bârlădeanu, fată deșteaptă. Ok, am convenit că da. Mai departe. L-a văzut. Așa. L-a mușinat. Da. Și? Păi încă... Pleacă... Credeți că a ajuns deja la coadă? Încă nu, acum vorba la cap? Danei Budeanu, cred că acum e aia intensă. Acum e... În care ne pierdem mințile amândoi, mai mult tu. Da, eu fi luat rujul, eu fi furat rujul. Cine cui? Gheorghiță lui Monica. Ah. Ziceți? Eu cred că da. Păi de ce? Iar de soare ți-a zis? Vreau să zic că tot timpul era rujat băiatul ăsta. Da, îmi plac emisiunile astea profunde, credeți-mă. Nu, dar analizele politice care îl lămurești cetățenii despre viitorul programului de guvernare sunt perfect. Breaking news.
Liderii mondiali amenințați pe capete cu cătușele, fiul lui Joe Biden a acceptat într-un final să recunoască mai multe acuzații pe care îi le aduc procurorii pentru a scăpa de pușcărie. Sunt cele mai ușoare dintre acuzațiile care îi se aduc. Informația vine la doar câteva zile după ce Donald Trump a devenit primul președinte al Statelor Unite pus sub învinuire și a ajuns în custodia poliției, iar în paralel Putin sfidează Occidentul și anunță că merge în vizită în Turcia, chiar dacă există un mandat internațional de arestare pe numele lui. Președintele american Joe Biden a acceptat să pledeze vinovat pentru două capete de acuzare. Acesta recunoaște că nu și-a plătit taxele în valoare de $100,000 aferente unor venituri de $1.5 milioane. De asemenea, el urmează să accepte o înțelegere cu procuratura pentru a nu ajunge la închisoare într-un alt dosar care vizează deținerea de arme. Hunter Biden a fost folosit de adversarii politici ai tatălui său. Fiul lui Joe Biden a fost acuzat că a încasat bani din Ucraina și China. De asemenea, chiar el a mărturisit că s-a luptat cu dependența de droguri și alcool. El chiar a fost filmat în timp ce se confesează prostituatei că unul dintre traficanții ruși a furat un laptop cu informații sensibile, dar și imagini controversate, care i-ar putea periclita tatălui său întreaga carieră. They have videos of me doing this. They have videos of me doing like a couple of crazy sex, you know. But how long ago did this happen? You said before you met this summer, yeah. So it would have been out already, if they... No. I think that's up to two of the president. They're out there somewhere. Oh, yeah, they are. He is. He knows. I've talked about it all the time. For sure. Same thing. Same thing. After all, it's going to be the way. And then have some food. Now, if they do, he also knows I make like a gazillion dollars. Donald Trump a fost pus sub învinuire pentru încălcarea legii spionajului, arestat și eliberat ulterior după ce i s-au adus la cunoștință cele 37 de capete de acuzare la care a pledat nevinovat. Primul președinte american din istorie inculpat federal susține că riscă o sentință cumulată de 400 de ani de închisoare și a lansat acuzații dure la adresa actualului lider de la Casa Albă. Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch, a corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. Right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. Între timp, Vladimir Putin sfidează Occidentul și vrea să arate că nu se teme de mandatul de arestare emis în martie de Curtea Penală Internațională pe numele său și intenționează să viziteze Turcia și să se întâlnească cu Erdogan. Putin este acuzat de crime de război pentru deportarea a cel puțin 100 de copii din Ucraina. Ei, domnul și domnule, iar profesorul și analistul Valentin Stan, intervenție de excepție la România TV, aflăm de la Valentin Stan într-un dialog spumos cu Alice Drăghici, când și unde ar putea fi arestat Putin? Două lucruri foarte repede, foarte scurt. Convenția de la Viena cu el la relațiile diplomatice. Articolul 29. După cum știți, orice șef de state asimilat unui agent diplomatic are statut de imunitate diplomatică. Nu poate, citez acum din articolul 29, nu poate fi arestare sau reținere. Cum poate fi reținut? Spune articolul 32. Imunitatea poate fi ridicată doar de statul trimitător. Adică dacă Rusia îi retrage imunitatea. Nu poate să-i retragă atâta vreme cât e șef de stat în funcție. Ca să deci, stabiliți corelația,
dintre Convenția de la Viena și Tratatul de la Roma și să ne explicați, exact, cu cuvintele dumneavoastră, care este eficiența juridică al formulării unei acuzații de către o curte penală internațională și care este efectul practic al emiterii unui mandat de arestare în lipsă împotriva unui șef de stat. Dacă mă lămuriți că nu există un astfel de efect, câtă vreme șeful de stat e în funcție, nu mai am nimic de comentat. Doamna Dreghici, articolul 29, vi l-am spus, dacă vă duceți în statutul de la Roma, așa, ceea ce vă recomand, la articolul 98, veți citi așa. Curtea nu poate formula o cerere de predare care ar impune statului solicitat să acționeze în contradicțiile cu obligațiile care îi revin în temeiul acordurilor internaționale. O singură excepție. Dacă această curte obține consimțământul statului, adică guvernul Rusiei, îi nu dă un waiver al guvernului Rusiei. Deci sunteți într-o mare confuzie. Vai, discutăm despre guvernul statului pe teritoriul căruia a fost pus nu, doamnă, în executare mandatul. Putin are, doamna Dreghici, Putin are imunitate diplomatică de la Rusia, se respectă peste tot în lume. Și dacă o să faceți o citire, și acum vă spun, iată, nu vă mai citesc din tratate, dacă o să faceți o citire a ceea ce înseamnă jurisprudența curților internaționale înființate prin rezoluția ale Consiliului de Securitate, veți constata că șef de stat, cum a fost de pildă Milosevici... Despre Milosevici vreau să vă spun. Unde a fost reținut Milosevici? Nu a putut ajunge în fața Tribunalului Penal cu privire la fosta Iugoslavie decât după ce și-a încetat funcția în fruntea statului și imunitatea nu l-a mai apărat. Domnul Hărnațe, ce vremuri trăim, au ajuns șefii de stat pe funcție, foștii, ăștia de la Barosani, la pragul pușcăriei, toți. Acum înțelegem că în Statele Unite e o mare învolburare așa în legătură cu Donald Trump, care se pare chiar cu, sunt vreo 10 contracandidați la Partidul Republican. Dar tot se pare, candidează acolo. Se pare că e dublu față de următorul care e guvernatorul Floridei. Deci e aproape clar că va candida. Păi de la apucă candidatura liber? Da. Eu cred că la apucă, fiindcă procesele lui sunt destul de, hai să spunem, trase de păr. Și primul proces declanșat, inculparea lui de la New York, mai țineți minte? Ca a sărutat-o pe una în cabină. Cu 4, și a doua inculpare, care face referire la o lege a spionajului care e destul de, în sfârșit, greu aplicabilă în cazul unor documente pe care președintele Statele Unite le poate declasifica stând la masă cu dumneavoastră. Dacă președintele spune în acest moment această hârtie declasificată, nu-i trebuie 10.000 de CSAT-uri. Nu-i trebuie nu știu câte semnături. Există acea teorie juridică care spune că tot ceea ce face președintele este legal. Din momentul ăla e declasificat. Și atunci e foarte greu să-l introduci într-o lege care ține mai mult de spionaj și de alte... Așa, și cu ăsta al nostru, dar ce de aproape ce face? Deci, dumneavoastră pronosticați că pe Trump nu-l leagă, dar pe ăsta, pe bătrânul, pe Vladimir, pe dictatorul, nu cred, țarul. Nu cred, dar oricum mă văd că Putin are o anumită... cel puțin la Istanbul și-a lăsat, și-a arătat disponibilitatea să se ducă, să-l viziteze pe nou președinte și vechiul președinte. Să duce sau nu să duce? Și dacă nu-i face Erdogan vreo cheie, să-l predea la aliații de nu cred că Erdogan o să-i facă vreo cheie și eu cred că se duce. Tocmai special ca să arate că nu are nicio problemă, nu se simte amenințat de nicio, eu știu, interdicție, de niciun mandat, de nicio... Și nu uitați că sunt câteva țări care n-au acceptat în sfârșit... Păi da, una este, spre exemplu, Africa de Sud, unde sunt două școli de gândire, aia din provincie zic că-l iau, ăia de la centru zic că îl protejează. Da, Curtea Penală Internațională la Djokovic, așa, nu este acceptată și nu este recunoscută. Nici măcar de Statele Unite ale Americii, exact, fie vorba între noi. Exact. Și nici de Federația Rusă. Da, așa că... Și dacă îi se zbate geana stângă, trimite o sosie și când să-l ridice o să... Și când îl ia pe fraier, le zice bau. Nu sunt eu, domnule, cu ce treabă am zis cu mine? Uite... Bă, te trimite unul care seamănă cu Zelenski. Abia aici ar fi șmecherea. Ești pingătos, domnul și domnul, la scandalurile internaționale. Un uriaș scandal politic s-a declanșat în Franța după ce, țineți-vă bine,
Președintele Emmanuel Macron a băut o sticlă de bere în doar 17 secunde la petrecerea unei echipe de rugby. Presa și liderii opoziției l-acuză pe Macron că a încurajat în mod irresponsabil consumul excesiv de alcool. Iată imaginile, sunt grăitoare. Al nostru acum da, da. Împărtășit și cu oamenii pe de râmbi să bei ca o domnișoară, da. Te faci drag. Nu știu, deci dând vaga mea experiență de analist politic implicat în povești bahice, ca să zic așa, cum poți să-l acuzi de masculinitate toxică pe unul care se duce și bea bere cu lămâie într-un vestiar de rugby? Nu, și într-o sticlă de 200 de grame. No, păi, dar nemții care beau 300, la halbe... 330, la halbe de un litru. Așa. Doi la jumătate de Germania. Deci, ce a ajuns sportul mondial? Adică la rugby să bea bere cu lămâie de aia de incert sexual? Nu, păi păcatele mele... De care vrei să bea de aia? Păi hai mă, Dani Păpune, mai au să se invite... Mai au să se invite rugbiștii unul pe... Unul pe altul seara la o savarină și o apă plată cu lămâie, pe bune. Păi nu, de care bere? Iar ăsta masculinul ăsta toxic, după ce că e însurat cu mamaie sa... S-a dus apă o bere de aia de femei cu, ca să nu zic mai multe, cu lămâie în ea. Păi, dar tu că bei apă cu mine în studio. Au știut. Dar cum a fost să se pare că tu ești foarte masculin că bei apă? Cu mâne ca la mână. Da, al nostru frate a luat șneapul la mare de șampanie, rang, nu știu ce, să-i ștergi cu mâne ca băieții. Și-ar da și la băieți mai departe. Și nici nu le-a dat sticla înapoi. Cu poporul, da. Da. Zici, domnul Carnage, să alege praful de omenirea asta, pe bune. Să alege, să alege, Moina, apropo de... Dar s-a chinuit, să știi, s-o bea. Da, adică nu e, bă, s-a tăpă la jumătate. Tu ai zis că bea bere cu lămâie, deci el cu berea asta a venit, cu serviciul de pază, a venit cu berea și i-a dat-o. Băieții nu beau așa. El și însetat, fugit de la mamaie de acasă. Așa. Când a ajuns acasă, gerontofilul ăsta mic ce și-a luat-o. Deci, următoarea întrebare este, aveți dovezi? Aveți dovezi că e gerontofil? Se vede dovezi. Că și-a luat acasă. Probabil ca să convingă pe toată lumea, în sfârșit, așa, după noile tendințe, ar fi trebuit să bea o bere non-binară. Adică, da, nu prea știu. Dar jumate bere, jumate apă. Cu paiul. Da, adică... V-ați gândit la treaba. Și colorat. Da, ceva, nu știu. Știți că-s băuturile incerte? Ți le dau pe la resorturi, la all inclusive. De-alea, nu știu, că noi nu mergem acolo. Mergem... Voi pe Marosăneală. Eu cu Gheorghiță și cu Monica mergem la all inclusive. Voi pe Marosăneală, da, mi-a ajutat, ce să zic. Ce să zic. Ziceți, domnul Dobriță. Pe vremea mea, uite, cum era la militari? Unde vorba aia, făcut și armata la piatra neamț, la băieți, așa, la performer. Se bea bere, da? Din canțarolă, nu de... Ce arme? Bere? Ce bere? Ce bere? No, vodcă, țuică! Bereți? Uite, da, om, serios, băi. Cu berea se spălau pe dinți. Exact, da. Deci cum ar fi să te duci, nu știu, la unitatea militară să bei un daiquiri și un cuba liber? Dar gândiți-vă la cei care au comentat, care au ieșit cu metaforul. Da, bă, da, aia... Sunt niște fanfaroni. Încurajează consumul irresponsabil de alcool și masculinitate toxică. În ce constă? A băut direct din sticlă. Exact. Dar dacă o scăpa pe gât? Da, dar eu vreau să vă spun atâta. Dar dacă se neca? Da. Am eu un nepot-nepote, dacă te uiți la mine, fă cu mâna. Fost sportiv de performanță la noi, la Sinaia, ca să zic așa, s-a făcut avocat, nu i-a plăcut cartea. Cine-i sport? Și mi-a scris astăzi, zice, unchiule Bâncăță, zice, la noi, la Carpa Sinaia, zice, nici de grupele eliminatorii nu trecea asta cu sticla în 17 secunde. Nici consilier local nu l-a legea. Dar ce ai de mine? De râsul curcilor, pe bune.
Da. Nu știu, ne întoarcem la noi, domnilor. Hai cu fotbaliștii ortodoxi. Să strică omenirea, ajungem și la ortodoxi de ritmul ai lunea Gigi. Breaking news. Întâlnire crucială la guvern pentru reducerea prețurilor la alimentele de bază. Premierul Marcel Ciolacu a negociat cu reprezentanții industriei de retail din România schema de reducere a adaosului comercial pentru alimentele de bază. Cu alte cuvinte, ceea ce ar urma să devină ieftinirea alimentelor. Premierul Ștefan Muscă este alături de noi. Bună seara, domnul Muscă! Bună seara, domnul Ciutacu, și salut invitații dumneavoastră! Domnul Muscă, vine raiul pe pământ, am înțeles că scade adaosul comercial, crește și prețul la care livrați dumneavoastră, producătorul o să fie fericit, clientul și mai și, de când începe raiul ăsta? Din punctul meu de vedere, pentru noi producătorii va fi iadul, pentru că s-a mai încercat o singură dată cu laptele, unde domnul prim-ministru de atunci, de la vremea aia, ne-a lăsat ca pe niște fraieri în salon și a luat reprezentanții supermarketelor și a dat fiecare după cortină și a negociat. După care, la două săptămâni de zile, supermarketurile n-au mai făcut comenzi de lapte către procesatori. Procesatorii ne-au lăsat patinile pline, nu ne-a mai luat niciun litru de lapte. Asta se va întâmpla și acum. Domnul prim-ministru actual trebuia să ne cheme pe reprezentanții fermierilor, producătorilor, să stăm de vorbă, să punem în analiză bine, să vedem ceea ce este de făcut. Altfel nu o să vedem noi niciodată un comerciant, o multinațională să piardă. Ei au venit în țara românească să câștige, stimate domnul. Producătorul român la această oră este în prăpastie maximă. Nu ne mai poate scăpa nimeni, uitați-vă bine, nu vorbim vorbe. Fapte, 80% din carnea de porc din afară, 65% din produse lactate din afară. Mâncăm pâine congelată, 20.000 de tone de cocă congelată intră în România. Vorbești cifrele, oameni buni. Politicienii n-au dat pe noi 2 bani de 33 de ani. Ne bajocoresc în propria noastră țară, nu mai avem nici dreptul la muncă. Deci ne ia pur și simplu dreptul de a mai munci în această țară. Pentru că nu o să mai putem să facem față. Dacă eu produc litru de lapte cu 2, 4 și azi primesc un leu 20, de unde să mai venim cu diferența, oameni buni? Păi și, până la urmă, care e soluția, domnul Muscă? Dumneavoastră nu mai... Domnul este să trezească românul, domne, și să nu mai stăm... Să nu mai stăm în amorteala asta, că ne-a condamnat. Bun, domnul Muscă, stați puțin, se trezește și face cerne. Hai să presupunem că ne-am trezit. Care este soluția? Unde trebuie dați banii sau ce trebuie stimulat? Pentru că nici eu nu cred în reducerea adaosului comercial la magazine. El se va reflecta tot în prețul... Și a marjei de profit cu atât mai puțin. Da. Se va duce tot în reducerea prețului la producător. Și vedem soluția. Domnul Muscă, deci noastră, dacă ar fi să cereți ceva, ce aș cere concret? Domne, eu aș cere să fie modelul francez. Acolo litru de lapte se plătește cu 40% din prețul de la raft, ia producătorul, 38% ia procesatorul și 22% ia comercial. Este bine? Da. E o chestie concretă. Și e un model reglementat printr-o lege, domnul Muscă? Da. Sau e o înțelegere, nu știu, habar. În Franța asta se practică. Asta se practică. Noi altfel nu mai putem să mai mergem, stimați domn, mai înainte. Nu mai putem. Ce am făcut până acum, am mai luat într-o parte, am mai luat în cealaltă. Nu mai avem putere. Ce avem? Avem nevoie de piață de desfacere. Avem nevoie să dăm la bătrânii ferii care a costit această țară un litru de lapte. Să-l suporte statul, domne, care are bani. Are bani pentru alte socotele adâncilor pentru buzunarul lor. Dar pentru grana unui trebuie să dăm la copii în școli măr românesc. Vine polonezul, încarcă mărul la coeniții, le-a 80 de bani și mi-l întoarce cu 4 lei în spălat în România. Vine la masă, încarcă, este astăzi 20 de tiruri la coadă, încarcă castravetele cu un leu și îl aduce cu 15 lei murat în țara românească. Nu se poate, oameni buni. Avem nevoie de niște politici, nu vrem să stăm în genunchi în fața statului sau să cerem milă, dar avem nevoie de niște proiecte, de niște politici agricole în care să-mi dea posibilitatea să-mi vând marfa în România, să produc mâncare sănătoasă, să am o bancă pe termen lung, să am o firmă de asigurări și să am capital de lucru. Și nu am nevoie de stat. Domnul Muscă, simplă curiozitate. Cu cât pleacă litru de la dumneavoastră de lapte, să spunem, și cu cât ajunge acel litru de lapte care pleacă de la dumneavoastră la vânzare în hipermarket? Asta de la mine pleacă de la 1,1 și supermarket acum ajunge la 8,3.
Deci 1,1 pleacă de la... Și cât vă costă să-l produceți? Mă costă 2,4. Și de ce îl dați pe 1,1? Păi nu am ce să fac. Ce dacă sunt cu mașinile pline... Vreți să aibă gaură 100%, așa are gaură 50%. Stați un pic, domnul Muscă, domnul Cristescu. Da, da. Vă rog. Vă salut, domnul Muscă, Radu Cristescu. Da, aici, domnul Muscă are în principiu dreptate. El, domnul Muscă este producător, da? Dreptate pe banii lui. Uite, într-adevăr, astăzi, la întâlnirea de la, cu premierul Cioloc, au fost comercianții. Da. Și vreau să vă spun un lucru. Dar producătorii vin vreodată la întâlnirea cu primul ministru, oricare ar fi el? Au fost la întâlnire... Stați un pic, că în acest moment... Care e mecanismul? Stați să vă explic banii aici, da? Este vorba de această lege antispeculă, prin care se limitează adaosul comercial de la producător până la raft și se elimină taxa marilor retailer către producătorul român. Și atunci, haideți să dau un exemplu. Care taxa? Taxa de raft. Taxa de raft. Da, da. Lăsați-mă să-i explic. Da, hai să zicem paharul ăsta. Dați-mi voi un pic. Victor, te rog, Radu. Paharul ăsta este 10 lei. Da? Da. Ajunge la raft acum cu 22 de lei. Adică, la 10 lei pui așa. 2 lei adaosul producătorului, 2,4 lei sunt taxele retailerului, așa. 5,76 de lei este adaosul retailerului, da? Și TVA 1,81. Așa. Această ordonanță de urgență care intră în vigoare și care este pregătită va face în felul următor. 10 lei, 2 lei adaosul producătorului, acei 2,4 lei dispar, acei 5,70... Dar să mă adună un pic! Cum? Domne, prin această ordonanță de urgență, domnule, dar lasă-mă să explic, te rog mult, că oamenii ascultă. Păi cum te bagi în politica comercială? Domnule, stai un pic să vă explic, dar lăsați-mă, domnule, să vă explic. Am înțeles, tăiați toate... Stați un pic! Întrebarea este... Domne, din acei 5,76 rămâne 2,4, da? Și TVA-ul nu mai este, e 1,1 și un pic. Și atunci ajunge la acel produs la 16 lei. Cum îl împiedicați pe retailer să se ducă la producător să-i spună îți dau 2 lei pe el, nu-ți mai dau 10? N-am înțeles. Exact ce v-am spus. Cum îl împiedicați pe cel care cumpără produsul să se ducă la producător să-i spună pe paharul ăla care îți dădeam 10 lei, nu-ți mai dau pentru că mi-au tăiat profitul. Îți dau 6 lei. Nu va mai face nimeni treaba, să vă garantez. De ce? Nu va mai face nimeni treaba. Cum am împiedicat? Pentru că domnul Muscă o să lea cu lopata la fermă acolo, pe mare retailer. Nu există. Păi haideți, acum tot timpul găsim. Păi vine această ordonanță de urgență. Cum protejați producătorul? Inflația se datorează creșterii produselor alimentare, la prețurile la produse alimentare. Da? De aici crește inflația, dăm ce a fost cu energia și cu combustibilul. Da? Deci v-am explicat această ordonanță de urgență. Da? Prin care retailerul temporar îi se scoate această taxă producătorului, domnul Muscă, nu mai vine producătorul să-i spună, domnule, stai că spun 2,4 de lei taxa de raft, taxa de fată care spune ție laftele în raft domnul și tot. De... Și adaosul retailerului se reduce. Domnul Cristescu, retailerul se duce și îi dă domnului Muscă 1,1 lei în loc de 2,4 azi. Domnul Muscă își face prețul. Nu. Domnul Muscă își face prețul. Domnul Muscă dă laptele unui procesator. Că nu-l dă la Mega Image direct. Dar poate domnul Muscă, stați un pic, poate domnul Muscă are fabrică de... Nu, n-are. Care vrea. Bun. Își dă laptele... Acelui producător, procesator, da? Procesator, da. Dă cu banii care vrea domnul Muscă să-i dea. Dacă ia procesatorul ăla cu 2,4. Pe acest lanț se intervine. Acum, dar cum o să fie? Dar cum, de ce nu o să fie? Da, eu am explicat vedem. Că acel produs haide va să dea de la 22 de lei la 16 lei. Haideți să avem încredere în aceste măsuri. Dar domnul Muscă a avut dreptate și probabil că după această întâlnire cu retailerii urmează o întâlnire cu... De ce vă întreb? Am ascultat astăzi la Radio România Actualități o dezbatere de jumătate de oră cu producători. Da? Exact pe tema acum asta. Nu vorbim de producători. Acum nu vorbim de producători. Trebuie să protejați pe aia, că acolo e baza. Domnul Andronic, el la care face paharul, nu la care își vinde. Și cu 10 lei? Păi dacă el cumpără cineva, Radule, degeaba îl fac eu pe asta 10 lei. Și tu spui, nu mă interesează, paharul tău de 10 lei. Și punct. Mă duc la Ikea și iau cu 5 lei. Ai văzut? Am găsit deci, acum. Cumpăr. Domnul Muscă, v-a convins ordonanța sau nu? Nu m-a convins, domnul șef, și aduc aminte lui domnul Cristescu că fabrica de lapte în curte nu-i pot să-i dau drumul pentru că supermarketul nu mă primește cu marfa. N-a vrut să semneze cu mine niciun contract. Uite, vă promit că o să vorbesc. Vă promit că o să vorbesc mâine cu ministrul agriculturii și o să încerc să vorbesc cu domnul președinte, domnul prim-ministru Ciolacu, să vă primească pe producători să explic această da, e posibil să fie o scăpare undeva.
Dar astăzi au fost doar retailerii. Cu care s-a căzut de acord, da, domnule? Iarăși mergem, domnule, este bagabond. S-a căzut. Mergem acolo și nu mai dăm lui ăla. Dumnezeu, avem luat niște instituții ale statului. Făcut, dar să știți că asta s-a întâmplat. Când s-a redus prețul, i-ați obligat să reducă prețurile la raft, da. S-au dus și au redus prețurile Dar această ordonanță de urgență nu are legătură în momentul ăsta cu producătorii. Asta vreau să zic. Această ordonanță de urgență. Domnule, sunt trei etape. În momentul în care tai profitul cuiva, mă duc și îl caut unde? La baza lanțului trofic. Sunt trei etape. Asta este a treia etapă cu legea antispeculă. E posibil ca în aceste trei etape să fie această discuție cu producătorii. În momentul ăsta nu știu. Dar mâine mă voi interesa. Purtați-o măcar să nu faceți degeaba. Să ne trezim cu altă. Nu va fi degeaba. Așteptăm să vedem actul normativ publicat și pus în aplicare. Breaking news. Latifundiarul Gigi Becali aruncă bomba, domnilor și domnilor. Anunță că își face echipă, citez, de negri ortodoxi. Vedem chiar acum declarații românului de afaceri și le comentăm pentru că pare că devine un trend. Vulturar mi-a zis. Da. Și după aia l-am văzut meme mai mult la studia și mi-a zis, bă, Gigi, pare prea bun, nu știu cum. Nu l-a luat nimeni pe ăsta, că e prea bun, hai să-l verificăm, că e prea bun. Și când după aia a zis, bă, cu tare l-a întrebat, că nu și-a pus, nu știu ce, pusese el pe Instagram, nu știu ce, din Matei. Păi zic, bă, înseamnă că e ortodox. Da. Ortodox, imediat luați, nu contează, dați bani cât costă. Și cât ați dat? Și l-am luat că era ortodox mai mult. Voi acum o să râdeți, Becali, dacă e ortodox, dar meu, dacă mă împărtășesc cu el, cu Hristos, cu ortodoxul meu. Nu? Și-am dat pe el, nu știu, 5.000, nu știu, 70.000, nici nu știu cât a dat. Cu toate, adică, cum știu. Înțelegi? Și acum mai vrem și să luăm și încă unul de acolo, care tot ortodox. Da, dacă e ortodox. Și am zis, Mihai, bă, ia, fă-mi o echipă, nu mai de negri ortodoxi. Simpatic, tare. Da. Ce să zic, domnule? Da, sfârșit, e. Dar poate fi un model de coeziune, poate așa ajunge în Champions League. O să fie un șoc european. FCSB-ul are negri ortodoxi. Adică Numai, cum a zis. Mai țineți minte că argentinienii au fost criticați că, doamne, ce e aia, formație de albi? Da, corect, ce că a fost ca la campionatul mondial. Da. S-au luat de ei, că ce înseamnă, unde e libertatea de gen. După aia a spus că îi pare rău că nu e fotbalul dezvoltat în Uganda și în Sudan, acolo unde a sponsorizat el facerea de fântâni. Că acolo se botează câte 2-3 mii pe zi și din aia ar putea să-și facă o pepinieră, da? Uite, primii din Uganda și din Sudan au venit la mănăstirea Oașa, doamnelor și domnilor. Au făcut o conferință de presă, doamnelor și domnilor. Nu, a fost o conferință cu și, tinerii ortodoxi. Da, și conferință religioasă, ca să zic așa, mă rog, ulterior a devenit și de presă prin publicarea ei pe YouTube, da? Dar este un fenomen. Dar sunt niște teologi. Acolo Gigi Becali a făcut o biserică ortodoxă. A făcut biserică, nu? Da. Unde? În Uganda. În Uganda? Da. Da, a sponsorizat o biserică ortodoxă. Asta e un soi de, nu știu, colonizare religioasă a Africii sau ce? Nu mai știu cum s-a întâlnit cu ei, că nu știam povestea, dar nu mai țin minte. Eu am fost și eu când au fost acești părinți din Uganda. Dar la Antonic mi-a dat imaginile cu oamenii care au venit. E un fel de conquistador, că aia se duceau și nu, cred că s-au dus la el, nu știu, nu mai știu cum s-au întâlnit. Sau s-a întâlnit cu ei la Oașa, că Becali mai venea la... Păi și stai, ăștia erau ortodoxi înainte să-l cunoască pe Becali. Da, era o comunitate ortodoxă și când a auzit Becali, le-a făcut o biserică. Le-a dat bani să facă biserică. Și atunci au rămas într-o legătură. Școală de fotbal. Au venit la Oașa ca să mai vadă cum e cu trăirea duhovnicească. Au stat, cred că vreo lună, două, acolo e destul de frig cât au rezistat și ei. La Oașa cam, da. Unde e Oașa? În Alba, pe un vârf de 1500. Așa? Friguleț. Da. Și a fost interesant. I-am prins la un hram. Dar și ce poveste au ei acolo? Cum adică ce poveste au? Păi nu, am zis că era la o masă. Despre ce povesteau experiențele? Despre Domnul Iisus, bănuiesc, nu știu ce povestează. Păi asta vă întreb, că nu dau seama. Păi dacă era o conferință religioasă, ortodoxă, nu Harnaț. Avea o temă, ceva, sau nu? Vorbeau nu știu, la... Avea o temă, găsit. Era o polemică. Vă dau pe YouTube, că sigur vă va schimba părerea despre ortodoxia din Uganda. Sunteți
pregătit pentru asta? Ați văzut, Dana a zis că nu e pregătit pentru asta. Dumneavoastră sunteți pregătit pentru asta? Va fi un șoc, dar eu mă pregătesc din timp. Da? Dar stați un pic, că până la urmă eu nu văd nimic rău în povestea asta. Da? Va fi, cred că, prima echipă din lume înființată pe criterii religioase. Sau, mă rog, înființată, a cărei componență va fi pe criterii religioase. Gigi Becali e un simpatic. Da, dar nu și-a propus să... Da, până la urmă e un, om bun care din banii lui face o biserică. Ce e rău în asta? Națională, de crearea unui grup după meciul ăla strălucit de aseară. Da. Dom'le, vreți să facem un grup, o familie? Oamenii ăștia vin deja în grupul informat. Da, apropo de meciul de aseară. Și unit pe alte... Domnul general, apropo de meciul de aseară, cred că s-a rugat mult la divinitate ca să egaleze. Păi și pare că a funcționat. E vorba lui Gică Popescu, i-a căzut mincea în cap. Și da, tot și pare că a funcționat, vedeți? Tot nu e. Ce înseamnă, vedeți? Așa. Credința asta e totuși e bună. Deci Gigi aduce deja grupul format. Foarte bine, tot înainte. Deci, mă, sunteți tenist, nu? Sigur. Dar chiar, domnul domnule, că dacă vă întreb acum care e adevărată steaua al unei Gigi sau aia ministerului, ce ziceți? Nu, aia plină de credință. Domne, în opinia mea. Așa. Și, deci eu, un punct de vedere subiectiv. Da, da, e echipa lui Gigi, domne, a cumpărat-o. A vorbit de steaua. Da. A preluat patrimoniul. Echipe departamentale cu bani de la stat nu prea mai sunt prin fotbalul românesc în... Nici până la european, fie vorba de noi. Nici aici nu trebuia să fie aport idiotul de talpan și a făcut haos. Dar lăsați-vă, nu știu nici omul, domnule. Dacă ați putea să nu faceți idiot, asta zic și eu pentru cine. Nu, retrageți-vă. Îmi retrag. Vă retrageți și vă și pare rău că l-ați făcut. Regret faptă. Regretați faptă. Și promiteți că nu mai faceți, da? Asta nu promit. Apare următoarea problemă. Gândiți-vă, o echipă hrănită din bani publici să înceapă să intre pe piața transferurilor. Să vândă și ce faci cu banul? Se eu zic că și primul ministru poate să-și facă echipă în condițiile astea. Și mie lasă mi se pare cu asta. Lasă Gheghe după ce îl pune pe Abrudeană la Breaking News. V-am promis că vă dau fapte bune, doamnelor și domnilor, că m-ați acuzat că promovez numai nenorociri și mă țin de cuvânt. Rareș, un tânăr de 29 de ani, a fost eroul unui șofer al cărui camion a luat foc pe autostradă lângă Alba Iulia în urma unui accident. Fără vreo pregătire medicală, dar cu prezență de spirit, tânărul a intervenit imediat și l-a scos pe șoferul rănit din camion și a acordat primele îngrijiri până la sosirea echipajelor medicale. Pentru informarea dumneavoastră, tot restul martorilor care erau acolo au stat și s-au uitat. Și au filmat. Un incendiu puternic care a distrus un camion pe autostrada A10 Sebeș-Turda în apropiere de Alba Iulia a fost la un pas să se transforme într-o tragedie. Rănit, șoferul camionului a fost scos înainte ca vehiculul să se facă scrum de un tânăr cu o foarte bună prezență de spirit. Rareș Rusan, un tânăr din Sântimbru, era chiar în spatele camionului și cum a văzut accidentul și apoi incendiul izbucnit, a sărit imediat în ajutorul bărbatului care era rănit și nu putea să iasă singur din camion. Rareș a reușit să improvizeze și un garou la mâna care sângera puternic și apoi a sunat la 112. Imediat după ce șoferul rănit a fost dus la spital, tânărul erou a spus că a fost dezamăgit de atitudinea celorlalți oameni prezenți acolo și a spus că nimeni nu a mișcat un deget. Toți au stat și au privit ce se întâmplă. Rareș are 29 de ani și locuiește în comuna Sântimbru, județul Alba. În viața de zi cu zi, acesta se ocupă cu tractări auto și transport de marfă. Rareș nu a urmat niciodată cursuri de prim ajutor, însă a învățat diferite tehnici, precum aplicarea unui garou de pe internet. Camionul a luat foc după ce a lovit parapetul, dar și un indicator rutier. Traficul a fost oprit total pe sensul către Turda, fiind deviat pe centura municipiului Alba Iulia. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările. Rareș, frățioare, să-ți dă Dumnezeu sănătate, ești forță și caracter, tata, într-o țară. Providențial. Avem o explicație, domnule, de ce de fiecare dată într-o poveste de genul vorba lui Cristescu, majoritatea filmează. Pe lângă ea care o șutesc?
Aici s-a găsit băiatul ăsta, da, a intrat bravul lui. Nu are curaj, nu au curaj, nu-și riscă viața. De ce, domne? Nu, este și obsesia asta a rețelelor sociale de a avea like-uri, de a fi popular, de a fi redistribuit și atunci toată lumea se gândește cum fac să fiu celebru. Dar nu poți canaliza energia la dracu, ducându-te acolo. Sigur, unii pot să-și încurce, sunt de acord și cu chestia asta. Da, dar când e un om în dificultate, păi nu mai stai te gândești că eu nu mă pricep să, nu știu, să dau primul ajutor. Tu încerci măcar să-l scoți din... Teoretic nu se pricepe. Da, încerci să-l scoți din... Dar a făcut ce s-a priceput. Mașina aia care era făcută varză. Păi și-a făcut, i-a salvat viața. Pentru că... Păi da, uite, aici nu funcționează al dracu spirit de turmă. Că turma nu s-a dus acolo la camionul la care ardea, da? Turma s-a șutit. Turma niciodată nu va risca nimic. Niciodată. Eu... Bine să stai comod la o distanță destul de mare. Cât să bată camera video. Să bată camera și să nu fie pericol de explozie, să îi afecteze. Omul pur și simplu a fost providențial, cum am spus la început. Domnul Harnager. Da, nu, e în sfârșit. Exemplul ăsta e mai rar, dar... Dar nu știu, sunt exemplele... Un tip de stat de omaș decora eu dacă aș fi președintele României, spre exemplu. Apropo... Într-o de-asta de urgență. Domnul Ciudac. Public de domnul Întrofcea și chiar ia o medalie. Apropo de neintervenția turmei, dar eu știu exemple care dați aproape săptămânal, unii care sunt bătuți și alții doar filmează și nu intervin. Și evitor prin autobuze, pe stradă, prin curți, pe nu știu unde, copii bătuți, femei bătute. Totul are profil de erou, ce să faci? Asta e. Corect, eroii sunt puțini și nici pe aia nu-i băgăm. Mulțumesc, domnule și domnule, că ați fost alături de noi în această seară, în așteptarea triumfului în Champions League a echipei de negri ortodoxi a domnului Becali. Vă las cu Mădălina Vasile. Bună seara, Mădălina! Bun găsit, Victor, domnilor și domnilor, urmează o ediție specială a știrilor. Avem informații de ultimă oră. O fetiță în stare gravă, șoferul a fugit de la locul accidentului. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere. Generele unei afaceri celebru găsit mort lângă mănăstire la 5 luni de la dispariție. Puș drogat la volan, la un pas să lovească un polițist. Oamenii legii spun că adolescentul a tras de volan intenționat. Incendiu neobișnuit în apartament, proprietarul este disperat. Focul a pornit de la bateria unei biciclete. Vine primul val de caniculă, vor fi 35 de grade la umbră. Meteorologii au refăcută prognoza pentru următoarele zile. Aflați toate informațiile în scurt timp la jurnal. Vă aștept!